Cu foarte mulți oameni în ultimii ani, am observat nu doar că oamenii nu știu ce înseamnă BVC, adică buget de venituri și cheltuieli, mare parte dintre ei, chiar dacă află ce înseamnă buget de venituri și cheltuieli, nu îl fac niciodată, ci dacă îl fac, îl fac într-un mod greșit. Așadar, bine ai venit în acest video pentru că vreau să discutăm puțin ce înseamnă un buget de venituri și cheltuieli, cum se face el, și cum se face într-un mod corect, astfel încât tu să rămâi cu niște bani la sfârșit de lună și să poți să faci ceva cu acești bani, de ce nu să investești și să obții randamente mai mari decât ai putea obține ținând banii la saltea sau punându-i la bancă. Așadar, bine ai venit, Cristian Trăboiu, sunt investitor în piețele financiare și consultant financiar. Și haideți să discutăm puțin despre bugetul de venituri și cheltuieli. Pentru că observ că nu este un subiect foarte des întâlnit. Și atunci, în primul rând, bugetul de venituri și cheltuieli, să știi că cu toții ar trebui să-l avem. Și tu, în special, ar trebui să ai un buget de venituri și cheltuieli. De ce ai nevoie de acest buget de venituri și cheltuieli? Pentru că, în cazul în care, la un moment dat, o să ai nevoie să știi care sunt cheltuielile tale, sau o să ai nevoie să știi de unde să tai cheltuieli, dacă tu nu ai un buget de venituri și cheltuieli, nu știi de unde să tai. Mai mult decât atât, nu știi foarte clar pe ce cheltuiești. Pentru că, nu știu dacă știi, mare parte din cheltuielile pe care le avem într-o lună, într-un an, sunt cheltuieli mici pe care nici măcar nu le vezi. Adică, dacă te duci la supermarket și cumperi două înghețate, dai 20 de lei, mă, nu ți se pare o sumă atât de mare, dar sunt 20 de lei. Câte 20 de lei în fiecare zi, la sfârșit de lună, ajunge să fie o sumă destul de importantă. Te duci și cumperi gumă de mestecat, te duci și cumperi hârtie, te duci și cumperi, sunt costuri mici, dar pe care dacă nu le notezi undeva, nici măcar nu dai seama că le ai. Atunci, dacă nu notezi lucrurile astea, nu o să știi de unde să tai. Așa observi și tu care sunt obiceiurile mai puțin benefice pentru tine. Și atunci, eu o să am pentru tine astăzi trei reguli pe care aș vrea să le împărtășesc. Și anume, prima regulă este că întotdeauna trebuie să ai venituri mai mari decât cheltuielile. Da? Deci întotdeauna veniturile trebuie să fie mai mari decât cheltuielile. De ce? Pentru că în momentul în care veniturile sunt egale cu cheltuielile sau într-o situație mai puțin dorită, veniturile sunt mai mici decât cheltuielile, păi în fiecare lună ai șanse să rămâi pe datorie. Și în momentul în care rămâi pe datorie, tu trebuie să iei de undeva banii ăștia pe care nu-i ai. Adică ori să te împrumuți de la rude, prieteni, familie, în cazul în care nu te-ai împrumutat în trecut și au o părere în continuare bună despre tine, sau să faci un credit, de ce nu? Da? Deci prima regulă spune în felul următor: venitul să fie mai mare decât cheltuielile. O a doua regulă merge și construiește pe prima regulă, și anume: dacă tu ai un buget de venituri și cheltuieli și îți notezi în fiecare lună câți bani îți intră, câți bani îți ies și la sfârșit rezultă economiile, păi dacă economiile rezultă la sfârșit, sunt șanse ca la sfârșit să nu mai rămâne economii? Păi da, sunt șanse. Și atunci, tu ce ar trebui să faci? Păi, tu prima dată, în momentul în care îți intră banii din venitul tău principal, da? Deci ai salariu, ai o sumă de bani care îți intră, ai 10.000 de lei care îți intră în fiecare lună. Prima dată tu ar trebui să economisești din această sumă de bani, să pui deoparte banii încă de la începutul lunii. Cât ar trebui să pui deoparte? Păi în funcție de cheltuielile tale. Dacă tu nu știi exact câte cheltuieli ai, nu știi exact câți bani să pui deoparte. Așadar, încă de pe la început ar trebui să îți setezi un procent pe care să-l pui deoparte. 5%, 10%, 20%, astfel încât la sfârșitul lunii tu să rămâi cu banii aceia. Pentru că dacă tu nu îi pui de la începutul lunii și zici că da, mă, lasă că pun ce rămâne la sfârșitul lunii, sunt șanse că la sfârșitul lunii să nu mai rămână nimic. De ce? Pentru că intervine viața. La sfârșitul lunii, eu îți spun pentru că am pățit cu mare parte din clienții mei în felul următor. Le intra salariul și îmi spuneau: Cristi, eu îmi fac bugetul de venituri și cheltuieli și fii atent, ce rămâne la sfârșit pun deoparte. Bun, minunat. M-am întâlnit în luna următoare cu acești clienți și i-am întrebat: ok, hai să vedem ce ți-a rămas de luna trecută. Pe Cristi, mi-a rămas 500 de lei, dar am văzut că mi-a rămas banii ăștia, am văzut că era o geacă interesantă la Zara și m-am dus și mi-am cumpărat-o. Păi stai-mă puțin.
Cum adică te duci să ai cumpărat-o? Deci înseamnă că tu n-ai economisit nimic, nu? Păi nu, n-am economisit. Păi nu, ăsta era scopul, să economisim, ăsta era scopul. Scopul era să economisim la sfârșit de lună, să vezi niște bani că ți-au rămas în cont. A, păi nu mi-au rămas. Păi dacă mi-a plăcut geaca aia, ce era să fac? Trebuia să o cumpăr, nu? Păi nu! Și tocmai din cauza asta că nu, eu îți propun în felul următor. Mai întâi economisește la început de lună când îți intră banii, pune un procent deoparte. Alegeți tu un procent încă de pe acum și pune-l deoparte, astfel încât să nu te apropii de el. Pentru că dacă nu-l pui la început de lună, sunt șanse mici să-l pui la sfârșit. Pentru că eu știu că intervine viața și îți dorești să-ți cumperi anumite produse sau servicii de care să te bucuri. Pentru că ai muncit o lună întreagă și vrei să te bucuri și tu puțin de viață. Însă, ai mare grijă că peste 5, 10, 20 de ani e posibil să nu te mai bucuri la fel de mult. Așadar, haideți să ne punem de pe acum bazele și să economisim la început de lună. Da? Deci, prima dată, trebuie să avem venituri mai mari decât cheltuielile și a doua oară, trebuie să economisim prima dată să te plătești pe tine și apoi să-i plătești pe ceilalți. A treia regulă spune în felul următor. Banii care îți rămân din economisire, investește-i. În ce anume să investești? Păi în instrumente financiare care să-ți producă măcar nivelul inflației. Aceste investiții, eu vreau să le vezi ca pe o angajare pe care o faci pentru banii tăi. Da? Deci cum ești tu angajat la diferite instituții, ale statului sau instituții private și primești salariu în fiecare lună, la fel trebuie să te angajezi și banii. Cum faci treaba asta? De exemplu, dacă vrei să cumperi acțiuni și să investești în companii, păi în momentul în care tu cumperi o acțiune la o companie, tu practic îți angajezi o bucățică dintr-un angajat care muncește pentru tine. În funcție de cât de mulți bani investești, adică dacă investești 5.000 de euro pe lună, păi poți să cumperi de la Banca Transilvania, să zicem, 4 persoane care să muncească pentru tine. Da, deci ele muncesc și produc pentru tine în fiecare lună. E ca atunci când ai compania ta. Dacă tu îți construiești compania ta și te angajezi 5 oameni, pe aceia muncesc pentru tine. Doar că ei nu muncesc pe degeaba, tu trebuie să-i plătești cu salariu. E la fel și când investești într-o companie. Dacă vrei să investești în hidroelectrica, de exemplu, în momentul în care cumperi acțiuni la hidroelectrica, o parte din angajați muncesc și pentru tine și produc bani pentru tine. Pentru că tu poți să muncești într-o zi un maxim de ore. 8 ore, 12 ore, 15 ore, 16 ore, să zicem că muncești într-o zi. Poți să muncești mai mult de atât? Nu. Nu poți să muncești mai mult de atât. Atunci o să ai nevoie să muncească altcineva pentru tine. Cum faci treaba asta? Păi mai întâi trebuie să ai economiile astea de care am povestit. Trebuie să ai economiile puse deoparte și pe ele să le angajezi. Adică să angajezi alte persoane care să muncească pentru tine. Acum, pe care persoane le angajezi să muncească pentru tine? Aici este o discuție destul de îndârjită și destul de lungă. Și bineînțeles, pe care o abordăm în programul financiar de 3 zile, de la haos la independență financiară, unde te aștept și pe tine să te înscrii, găsești link în descriere. Însă, eu vreau să ții minte ideile principale, și anume, prima dată trebuie să ai venituri mai mari decât cheltuielile, a doua regulă trebuie să economisești prima dată și apoi din ce rămâne să cheltuiești. Bineînțeles, cheltuielile aici pot să fie variate, cheltuieli cu nevoi de bază, cheltuieli fixe, cheltuieli cu dorințe și tu îți alegi cam cum distribui aceste cheltuieli. În al treilea rând, a treia regulă, care este cea mai importantă din punctul meu de vedere, economiile care îți rămân la sfârșit de lună sau pe care le pui deoparte într-o perioadă, investește-le, angajează-ți alte persoane cu acești bani ca să producă mai mulți bani pentru tine. Da? Scopul final fiind acela de a ne elibera timpul. Adică, în momentul în care noi avem destul de mulți oameni angajați, eu știu că sună așa pompos să ai oameni angajați, dar practic asta faci. Când ai suficient de mulți oameni angajați, tu să nu mai fii nevoie să lucrezi și să-ți eliberezi timpul. Singura resursă pe care nu o poți regenera timpul, da? Ăsta este scopul final. Așadar, haideți să pornim de la bază. Dacă tu nu ai încă un buget de venituri și cheltuieli, ar fi timpul să-ți faci, în cazul în care nu vrei să-ți faci singur, din nou te aștept la programul educațional de 3 zile, de la haos la independență financiară, unde să facem împreună un buget de venituri și cheltuieli, să vedem clar care este punctul în care te afli și punctul în care vrei să fii, astfel încât să discutăm împreună, să vedem unde ar trebui să-ți angajezi oameni,
să-ți aduci înapoi timpul pe care până acum probabil l-ai dat pentru bani. Bineînțeles, te aștept și în zona de comentarii să-mi spui. Tu ai în momentul de față un buget de venituri și cheltuieli? Dacă ai, cum îl folosești? Îl completezi în fiecare lună? Știi foarte clar unde ar trebui să tai în cazul în care ai nevoie? Te rog, lasă-mi în zona de comentarii să începem o discuție interesantă și, bineînțeles, un like și o abonare, astfel încât să îți iei informații utile și în viitorul apropiat. Așadar, acestea fiind spuse, mă bucur că te-am avut alături de mine și te aștept cu drag și în videoul următor. Te salut!